redacția Express de Banat. Ne vedem după o săptămână ceva mai scurtă din cauza mini-vacanței de Rusalii, dar asta nu înseamnă că articolele de pe site-ul nostru Express de Banat au luat pauză. Începem episodul de astăzi cu multă dragoste. Dragoste cu năbădăi, predată chiar de către doi soți din Reșița trecuți de prima tinerețe. Oamenii se plimbau nestingeriți pe mijlocul drumului, iar gestul lor a avut urmări neașteptate. Claxonul unui șofer care dorea să treacă pe acolo pe unde îi permite legea, adică pe carosabil, l-a scos din pepeni pe soțul de 66 de ani. Așa că omul s-a gândit să-i aplice o corecție fizică șoferului. Cine s-a gândit să intervină și să-i despartă pe cei doi? Soția. Cine a ieșit cel mai șifonat din acest scandal? Soția. Ea a fost singura persoană care a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Reșița rănită. Culmea este că soțul a sunat la 112 să reclame faptul că nevasta lui a fost bătută de un șofer nervos care ulterior a părăsit locul incidentului. După ce au început cercetările, polițiștii au stabilit însă că tocmai bărbatul reclamagiu este cel care și-a bătut soția. Așa că acum este cercetat pentru loviri și alte violențe din dragoste. Din dragoste pentru patria, mamă și pentru cei care o conduc, vă prezentăm și următorul subiect, cel care săptămâna aceasta a avut cel mai mare impact pe site-ul nostru, dar și pe pagina de Facebook Express de Banat. Este vorba despre modul în care banii reșițenilor au fost cheltuiți în bătaie de joc. Gropile din asfaltul reșițean le vedem cu toții. Cât ne-au costat? 12 milioane de euro, pe care îi vom plăti în următorii 12 ani. Totul pentru a ne rupe mașinile în dita mai craterele. O expertiză tehnică realizată cu specialiști din Timișoara a scos la iveală faptul că în timpul lucrărilor de asfaltare din Reșița s-a furat cam tot ce s-a putut, de la mixtura asfaltică până la timpul de lucru. Iar interesul pentru a afla de ce arată străzile noastre așa la scurt timp după asfaltare se pare că nu l-a avut nimeni până acum, deși, după cum vedeți, o expertiză tehnică ar fi rezolvat orice dilemă. Bine, și ce se întâmplă în continuare? Acum, ce vom face în continuare? Probabil că asta e întrebarea. Pentru că expertiza tehnică nu ne dă date financiare. Primăria Reșița va comanda și o expertiză financiară pe baza acestei expertize tehnice ca să avem un quantum, să avem o valoare financiară pentru ca să vedem cu ce sume ne îndreptăm împotriva celor care au executat aceste lucrări. Am înțeles. O dăm dintr-o expertiză în alta. În ritmul acesta, poate n-ar fi o idee rea să-i sugerăm primarului Nelu Popa ca în locul mult discutatului tramvai să introducem metroul în Reșița. Nu de alta, dar după cum putem vedea foarte bine pe străzile din Reșița, calea de rulare pentru metrou se sapă singură. Atenție, sechirușile! Rămânem tot la capitolul drumuri, dar de data asta avem și o veste bună venită chiar de la Ministerul Transporturilor. Se pare că în clisura Dunării vom avea drum Can-Palma. Can palma oltenilor, pentru că palma cărășenilor va rămâne în continuare plină de gropi. Drumul național 57, căci despre el este vorba, sau cel puțin despre un tronson de aproximativ 5 km între Orșova și Eșelnița, va intra în reabilitare imediat după licitarea lucrărilor. Fapt care, după cum foarte bine știm din experiență, durează. Așa că nu putem nici măcar să estimăm când va fi și tronsonul cărășean reabilitat. Așa că dacă vă rupeți roțile în gropile de pe drumurile județului, apelați cu încredere la specialiștii de la Absolut Auto, cei care au sediul pe calea Timișoarei numărul 4 din Reșița. Însă avem încredere că președintele Consiliului Județean, Silviu Curduzeu, va face lobby la centru pentru repararea drumurilor din Caraș-Severin, că doar nu degeaba îl consideră chiar și opoziția un om politic de mare calibru. Trecem de la lucrări rutiere la altfel de săpături în Caransebeș, acolo unde, lângă biserica medievală, datând din secolul al XV-lea, un om de afaceri vrea să-și facă terasă suspendată. Omul este decis să-și ducă investiția la capăt, așa că început deja să facă demersuri. Muzeul din Caransebeș continuă săpăturile în zonă, iar dacă nu mai găsește dovezi ale trecutului, omul de afaceri poate să se apuce de treabă. Așa că istoria se va îmbina perfect cu cele mai noi hituri la maxim și cu bere rece la terasă. Nu de alta, dar orice construcție trebuie pusă în valoare cumva. Comentariul săptămânii vine din piață, sau despre piața Reșița Nord, cea mai mare din oraș, cea care pentru Nelu Popa este o mizerie. Așa că edilul șef al Reșiței se gândește să o demoleze și să o reconstruiască în altă parte.
dar unde în altă parte când tot orașul este al lui Costel Ciobanu, zis și Barbălată. Și după cum spune Nelu Popa, este greu să găsești agenți economici cu care să poți să și lucrezi. Dar vă spuneam ceva mai devreme, ceva despre comentariul săptămânii. Ei bine, comentariul îi aparține Sofiei Hagea, fără alte informații despre contul ei de Facebook. Nu vor plăti nicio amendă. Sunt suverani toți, ca Țiriac, Isărescu și alți 65.000 de guvernanți. Ei, asta da veste. Barbălată este ființă vie născută viu. Știți deja povestea, are imunitate în fața instanțelor. Așa că singura modalitate de a rezolva problema din Piața Reșița Nord pentru Nelu Popa este să nu apeleze la calea juridică. Poate numai așa, printr-o discuție ca între oamenii de afaceri. Din categoria ce mai fac aleșii noștri, aflăm astăzi că se aleargă între ei. Nu l-a figurat așa cum mai fac ei câteodată, ci la propriu, în cadrul crossului național Ziua Olimpică. Trei dintre primarii liberali din Caraș-Severin s-au întâlnit la Reșița pentru o cursă de 3 km. Cum s-au descurcat? Unul mai bine decât celălalt, dacă e să-i credem pe cuvânt. Am avantajul să fi făcut sport în tinerețe, așa că am reușit să parc cu cei 3 km. Mai greu puțin, vă spun de ce, vă spun un secret. Am făcut vreo 2 ani la rând antrenamente până în ziua în care am ajuns primarul Reșiței. Și de un an de zile n-am mai văzut la sală. Alergam anul trecut și 9 km și 12 km. Hai, mai tăie din ele de ledere. Așa cum se întâmplă în orice cursă, fie ea și neelectorală, nici din cursa de la Reșița n-au lipsit înțepăturile. Da. Felix, dă jos ochelarii! Să vedem, ești gata, ești obosit, hai! Cam atât pentru episodul de astăzi. Ne dăm și noi jos ochelarii, pentru că pălăria încă nu avem motiv să o dăm jos în fața aleșilor noștri. Nu uitați de site-ul nostru expresdebanat.ro, de conturile de Facebook sau de Twitter, dar nici de YouTube, acolo unde găsiți filmările noastre, inclusiv pe aceasta. Până data viitoare, toate cele bune. Rămâneți pe Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș-Severin.